Liceul nostru a ajuns în acest proiect din runda a doua, pentru că înaintea noastră 10 instituții deja beneficiau de acest proiect. Fiind în vizită la aceste instituții, am văzut niște lucruri extraordinare și m-am gândit, și elevii de la Gaudeamus trebuie să profite de acest proiect. Imediat cum am primit oferta, m-am adresat la colegii mei și am întrebat: doamna Victoria, ați dorit să participați la un proiect interesant? Sigur că răspunsul a fost da, pentru că am fost tentată de această oportunitate de a participa în acest proiect și beneficiarii în acest proiect, de fapt, sunt atât profesorii cât și elevii. Dar să nu uităm că și părinții tot beneficiază de această oportunitate, fiindcă copiii deja devin mai motivați, mai interesați, fiind în era digitală și copiii fiind niște digitaliști perfecți, iar noi fiind niște dinozauri digitali, să zic așa. A devenit o nouă oportunitate pentru dezvoltarea mea personală, dar și pentru crearea unor relații mai trainice cu profesorii și colegii mei. Aici lecțiile sunt mai mult decât teorie, iar informatica și fizica am ajuns să le îndrăgesc pentru experimentele pe care le facem în clasa viitorului. Din primele clipe, când am intrat în clasa viitorului, am simțit că lecțiile vor deveni mai dinamice și vom scăpa de rutina lecțiilor zilnice, permițându-mi să-mi dezvolt capacitățile practice. Acest proiect a fost pentru noi o provocare și abia după vizita în Tallinn am înțeles cu siguranță ce trebuie să facem, cum trebuie să facem și încotro să pornim. Era tehnologiilor am avut nevoie de un spațiu care să ne corespunde cerințelor contemporane. Școala ne-a oferit acest spațiu creând Clasa Viitorului, unde fiecare lecție este mai mult decât teorie. Clasa Viitorului este o școală altfel, o școală a viitorului, iar nouă ne revine menirea ca să nu așteptăm mâine, ci să acționăm, să transformăm astăzi.